lansat două sau trei gânduri foarte concis, le voi prezenta până când eventual frații se mai gândesc. Referitor la imaginea aceasta frumoasă a bisericii, m-am gândit la această imagine pe care deseori oamenii o folosesc în posterele acestea, în mega posterele lor, când zugrăvesc un portret, un portret mare al unei personalități, de obicei religioase. Acel portret este constituit din milioane, din poate sute de mii, aș putea spune, de poze individuale. Cu ocazia diferitelor momente deosebite în lumea aceasta, în special Biserica Catolică a folosit această practică în vederea papilor, au constituit imaginea lor sau chipul lor din milioane și milioane de poze minuscule. Preluând doar ideea în sine, cu proporția de rigoare, aș remarca imaginea bisericii în ansamblul ei, văzută de Dumnezeu, ca fiind chipul Domnului Hristos. Este biserica care este o reflectare a jertfei Domnului Hristos, a caracterului său, a plinătății sale. Iar Dumnezeu se uită din slava sa spre credincioși, spre acest cumul, spre această sumă, spre această multitudine de frați și surori care constituie biserica și ei cumulați, prin individualitatea lor, constituie un singur chip, chipul Domnului Hristos. Dacă te uiți la biserică din perspectiva lui Dumnezeu, vei vedea chipul Domnului Hristos. Și cu cât te apropii mai mult de zona terestră, cu cât te apropii mai mult de chipul acesta, ajungi să vezi pe om individual. Ajungi să vezi elementele componente sau să-i vezi pe frați unul câte unul. Este imaginea despre care spune Apostolul Pavel, cunosc un om în Hristos și, repet, Dumnezeu ne vede pe toți, dar ne vede în sfințenia Domnului Hristos, în sângele Său, pentru că El vede în biserică chipul Domnului Hristos. Aceasta este perspectiva lui Dumnezeu. Te apropii, cum spuneam, de biserică, în mod particular, în mod concret, practic, și acolo pare că cu cât te apropii mai mult de om, ca individ, ca singular, pare că acest chip dispare. Pare că pierzi frumusețea chipului Domnului Hristos, pentru că acolo începe să predomine, de multe ori din nefericire, caracterul imperfect al omului și în curs de perfectare prin Domnul Hristos, prin puterea Duhului. Dar cuvântul spune că în Domnul Hristos, în omul credincios locuiește Domnul Hristos. Dacă te apropii de un frate, de o soră și pierzi perspectiva lui Dumnezeu, și anume să vezi în biserică chipul Domnului Hristos, și dacă te apropii și în relațiile acestea unilaterale, poate te împiedici de imperfecțiuni, vine Biblia și spune, mergi mai departe, pentru că Dumnezeu pătrunde în omul credincios și acolo îl vede pe Domnul Hristos. Este această dualitate care mi-a plăcut foarte mult, să ai perspectiva lui Dumnezeu când te uiți la biserică și să vezi în sumația aceasta a credincioșilor chipul Domnului Hristos, iar atunci când te apropii de credincios și poate ești tentat să te împiedici de imperfecțiuni care sunt inerente și pe care cu toții le avem, Biblia spune mai departe că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, iar Domnul Hristos locuiește în noi. Și dacă treci de interfața aceasta umană, repet, cu imperfecțiunile ei, atunci vei pătrunde în omul credincios și acolo vei vedea lucrarea Domnului Hristos, vei vedea sângele pe care El l-a plătit la Golgota pentru noi și vei vedea în lăuntrul fiecărui credincios un caracter în schimbare, un caracter perfectibil care se perfectează după chipul Domnului Hristos. Este această dublă perspectivă, repet, Apostolul Pavel spune un om în Hristos și de asemenea este Domnul Hristos care este în noi. În această flancare a vieții de credință, cred că omul credincios nu este chemat să se oprească la ceea ce înseamnă interfața imperfectă a firii noastre ca oameni, ci este chemat să aibă fie perspectiva lui Dumnezeu, care vede macro această imagine a Domnului Hristos compusă din micro imaginile noastre, sau imaginea lăuntrică a credinciosului prin lucrarea Domnului Hristos. Vreau să mai spun un aspect și anume, cuvântul spune, potrivit cu bogăția slavei sale. Este parcă Dumnezeu acela care revarsă bogăția slavei sale în versetul 16, iar versetul 21 este ecoul acestei bogății care se revarsă peste biserică,
este ecoul bisericii care înalță slavă în ea către Dumnezeu. Versetul 21 spune, a lui să fie slava în biserică. Tot ceea ce omul face este un ecou al lucrării lui Dumnezeu în el. Nu ai putea, sau nu am putea să-i aducem lui Dumnezeu ceva prin noi înșine, dacă acel ceva nu ar fi un ecou al dragostei Domnului Hristos, nu ar fi un ecou al jertfei Domnului Hristos, al darului Domnului Hristos. Și Solomon spunea foarte clar, din mâna ta primim ce-ți aducem, ce am putea noi să-ți aducem. Și lucrul acesta mi-a atras atenția. Repet, Dumnezeu revarsă peste noi harul său, slava sa, dragostea sa, și tot ceea ce omul face nu este nimic prin el însuși, ci este doar o reflectare, un ecou a ceea ce bogăția dragostei sale a revărsat peste noi. Cuvântul spune să putem cunoaște aceste patru dimensiuni. Doar un gând aș spune. Credinciosul nu este un credincios încuiat. Spunea un frate credincios că ucenicii după învierea Domnului Hristos erau încuiați pe dinăuntru. Și spunea dânsul, omul se încuie singur, Dumnezeu nu-l încuie pe om. Nici ca slobozenie în viață, în limita ascultării de Dumnezeu, și Apostolul Pavel spune, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos, toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dumnezeu oferă omului slobozenia. Slobozenia în relația cu cerul, slobozenia prin eliberarea de legea mozaică, dar de asemenea slobozenia în ceea ce înseamnă acel discernământ, acea deschidere a credinciosului de a păși pe terenul Scripturii fără să aibă această teamă că va intra în derivă, că va se va rătăci sau că va intra pe un teritoriu al unei învățături greșite. Repet, credinciosul este un credincios multidirecțional. El va cerceta lucrurile, va citi o carte, poate cu tente, știu eu, care nu se mulează neapărat pe o convingere strictă a mea, dar nu se va potigni de acea carte dacă are maturitatea necesară, ci va lua din ceea ce are acea carte esența sau mesajul sau învățătura care sunt necesare. Este extrem de greu, extrem de dureros să vezi credincioși încuiați, care sunt limitați la o convingere, la o înțelegere, la o relație, la o părtășie, fără a face din acest concept un universalism, ci să înțelegi că Dumnezeu îți dă o direcție lărgită de relație, de cunoaștere, de abordare a Cuvântului lui Dumnezeu în limita corectitudinii, în limita adevărului și în limita călăuzirii Duhului Sfânt. Repet, când credincioșii devin stricți, rigizi, nu este o lucrare a lui Dumnezeu, cel mai frecvent este o încuiere a omului, este lucrarea lui personală și nu are nimic a face cu călăuzirea Duhului Sfânt. De altfel, cu cât cunoști mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu, vei fi mai avid, vei fi mai doritor să cunoști și mai mult. Cuvântul spune să puteți pricepe împreună cu toți sfinții. Nu doar că este, cum spunea fratele Sergiu mai devreme, o părtășie în cunoaștere, dar cum poți cunoaște fără să ai părtășie cu frații tăi? Dacă ai o părtășie limitată, nu vei avea parte de bogăția unei cunoașteri printr-o părtășie lărgită. Repet, aceasta înseamnă să fii un om echilibrat, să fii un om cu discernământ, să nu fii un om încuiat, să fii un om stabil, statornic unde Dumnezeu te-a pus, dar să înțelegi că Dumnezeu te îmbogățește prin fiecare credincios în parte, indiferent de culoarea lui, credincios să fie. Dumnezeu te îmbogățește. De aceea Biblia spune să puteți pricepe împreună cu toți sfinții. Este vorba de părtășie care deschide drumul spre cunoașterea lui Dumnezeu, dar este vorba de asemenea de cunoașterea în relația cu credincioșii, fără a pune opreliști între ei. Și cuvântul spune foarte clar, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Cu aceasta voi încheia. Vedeți, dumneavoastră, se pune mult accent pe cunoștință. Este foarte importantă. Dar Biblia spune, dragostea lui Hristos întrece orice cunoștință. Nu doar că nu o poți pătrunde în infinitul dimensiunii ei, dar dragostea Domnului Hristos trece dincolo de cunoștință. Un credincios care cunoaște cuvântul și nu are dragoste, nu a cunoscut ce trebuie să cunoască, pentru că dragostea lui Hristos întrece orice cunoștință. Și cu cât cunoști mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu, îl iubești mai mult pe Domnul, îl iubești mai mult pe frați și înțelegi că slava sa te copleșește, cunoașterea lui este infinită și ești îmbogățit prin fiecare frate în parte. Cuvântul pleacă, iată, de la Domnul Hristos care locuiește în noi, cuvântul ajunge la această cunoaștere, dar nu se limitează la aceasta, ci se întoarce la dragostea Domnului Hristos. Orice cunoaștere care exclude dragostea Domnului Hristos față de frați nu este cunoaștere veritabilă. Cunoașterea veritabilă totdeauna
îți va da dragostea Domnului Hristos față de el și prin dragostea față de el, dragostea față de frați. Amin. Amin.